Bună! Astăzi vreau să vă arăt cum fac un pigment făcut acasă, de la A la Z. Vom folosi acest pigment mai târziu, dacă vrem, pentru crearea fardurilor cremă sau nu, acum depinde de dumneavoastră. Vom avea nevoie de apă, colorant alimentar și pudră de talc, o farfurie de plastic, o linguriță de plastic și recipiente în care să punem pudra rezultat. Haideți să vă arăt și cum le fac. Vom pune colorant. Eu am ales colorant albastru. Vom adăuga o linguriță de apă. Acum, în funcție de cum doriți dumneavoastră, dacă vreți ca fardul să fie deschis la culoare, adăugați mai multă apă, dar oricum trebuie să ținem cont că prin adăugarea pudrii de talc se va decolora mai tare pigmentul și atunci vom avea o pudră deschisă. Acum adaug și pudra. Și voi adăuga pudră și apoi amestec în așa fel încât să obțin un produs, o cremă groasă și compactă. Vom adăuga pudră și lichid până vom ajunge la o consistență solidă, vedeți? Nu trebuie să cadă de pe spatulă. Acum ce vreau să vă spun, un mic truc. Vreți cumva să faceți și un fard solid de aceeași nuanță? Dacă vreți nuanța puțin mai închisă, puteți să mai adăugați colorant și iar pudră până ajungeți la nuanța pe care o doriți. Ca să faceți un fard de pudră solid, acum este momentul să luăm din această cantitate de aici și să plasăm într-un recipient pentru pudră. Nu avem un recipient gol, vom lua o lumânărică și vom scoate lumânarea și vom obține o cutiuță goală. O curățăm, o dezinfectăm și punem în ea o parte din produsul făcut. Dacă vrem să ne facem din acest produs, să ne facem partea pudră, deci dacă vrem să facem acei pigmenți pudră, lăsăm o parte din produs și vă arăt imediat ce facem cu el. Am pus o parte din compoziție în această cutiuță, voi lăsa să se usuce la temperatura camerei, iar acum voi împrăștia această pudră pe toată suprafața farfuriei. Am întins peste tot acest fard, îl voi lăsa să se usuce la temperatura camerei, în jur de 2 ore, iar apoi când este complet uscat, vin și vă arăt cum îl transformăm în pigment. A stat produsul la uscat, aproximativ 4 ore, l-am lăsat mai mult. Acum îl veți curăța ușor, ușor de pe farfurie și veți obține, uitați, acest pigment. Trebuie să țineți cont că el când se va usca va fi mult mai deschis decât atunci când este umed și dacă vreți culoarea mai închisă trebuie pus mai mult colorant. Sfatul meu pentru voi, dacă veți găsi colorant pudră, ar fi ideal să-l folosiți pe acela pentru că este mult mai pigmentat decât cel lichid. Cel lichid pare pigmentat, dar nu este, pentru că uitați, am făcut și fardurile în cutii uscate și nu sunt chiar excelente. Culorile deja sunt foarte pale. Deci am să încerc să fac și swatch-uri, să vedeți. Voi lua, stați să iau cu un pensul și aplicăm. Acesta este pigmentul. Cam așa arată acest albastru. Să vă arăt și din cutiuță, pudreau din cutiuță. Deci arată la fel. Puteți să faceți doar pigment și să vi-l puneți într-o cutie. Cel portocaliu este un roz foarte pal. Nici nu mai este portocaliu. Pentru că pigmenții mei, v-am spus, nu sunt... colorantul nu a fost atât de puternic. Și acesta este cel galben, care de fapt pare mai mult alb. Dar nu e nicio problemă, că asta e. Le folosim așa cum sunt.
Acesta galben chiar poate fi folosit foarte bine sub sprânceană. Arată bine. Acesta a fost clipulețul cu pigment. Sper că v-a plăcut. Vă aștept și data viitoare la un nou clip. V-am pupat! Pa, pa!